Salutare tuturor! să dăm cezarului cei al cezarului. Pe 13 iulie anul 100 înainte de Hristos s-a născut Gaius Iulius Cezar. Dictator, general, scriitor și orator roman. Gaius Iulius Cezar, cunoscut și ca Iulius Cezar, a fost un lider politic și militar roman și una dintre cele mai influente și mai controversate personalități din istorie. Rolul său a fost esențial în instaurarea dictaturii la Roma, lichidarea democrației republicii și instaurarea Imperiului Roman. Cezar a primit o educație aleasă, se spune, mai întâi de la mama sa, apoi de la profesorul său Antonius Gnifo. Se spune că avea o dicție perfectă, scria foarte corect în latină și greacă și avea talent literar. Făcea exerciții fizice grele. Îi plăcea notul și era un călăreț foarte priceput. Cariera sa a început după războiul civil, în timpul dictaturii lui Sila, care l-a prigonit pe cezar. De aceea a plecat în Asia, unde și-a desăvârșit educația în ale războiului și a diplomației. În anul 68 înainte de Hristos, după moartea dictatorului Sila, Cezar se apropie de Pompeius, fiind ales chestor. Popularitatea i-a crescut din ce în ce mai mult, dar a crescut și ambiția sa. De aceea s-a implicat în disputele și intrigile de la Roma, dovedind reale calități de politician. A provocat războaie de cucerire fără acceptul senatului roman. Cucerirea Galiei, plănuită de Cezar, a inclus sub dominația romană teritorii până la Oceanul Atlantic. În anul 55 înainte de Hristos, Cezar a lansat prima invazie romană în Marea Britanie. A ieșit învingător într-un război civil, devenind dictator al lumii romane, și a inițiat o vastă acțiune de reformare a societății romane și a guvernării acesteia. El s-a proclamat dictator pe viață și a centralizat puternic guvernarea statului slăbit din cauza războiului civil. La 15 martie anul 44 înainte de Hristos, Cezar moare asasinat de conspiratori străpuns de 23 de lovituri de pumnal. Unii spun că i-ar fi adresat aceste cuvinte lui Marcus Brutus, care se repezise asupra lui. Și tu, fiul meu, Brutus? Ei bine, alături de Cicero și Salustius, Caius Iulius Cezar se numără printre întemeietorii prozei clasice latine. Spiritualitatea clasică greacă și latină se caracterizează prin raționalitate, măsură, echilibru și armonie. Orice spirit de factură clasică se ferește să adopte poziții extreme, menținându-se pe o linie de mijloc. Inteligența vie și plurivalentă, dublată de o memorie prodigioasă, o mare putere de muncă și o mare voință, caracterizează personalitatea lui Caius Iulius Cezar. Cezar nu rămâne numai un general și un om politic de geniu, dar și un om de cultură, un intelectual cu talent de orator și de scriitor. Discursurile sale, prin eleganța și claritatea argumentației și puritatea limbii, au inaugurat o direcție nouă în literatura latină.